Președintele Raiffeisen Bank trage un semnal de alarmă, o nouă criză va veni. O nouă criză este posibil să vină, dar riscul pentru România este să nu o perceapă ca pe o oportunitate, a declarat, joi, Steven Van Groningen, presubliniere dinte subliniere IGO ale Raiffeisen Bank, la ediția a 7-a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. Cred că o criză va veni, subliniere o criză este subliniere o oportunitate. Cred că riscul cel mai mare este ca România să nu se uite la o criză ca la o oportunitate, având oportunitatea să facă un salt înainte să ajung la un mediu european, să se apropie de mediul european, a spus Steven Van Groningen, întrebat despre eventualitatea unei noi crize. Acesta a precizat că în țările europene există Consiliul Economic sublinierei Social sublinierei prin lege o astfel de organizație particip în procesul de dezbatere sublinierei cel legislativ, dar în România această instituție nu funcționează tot atât de bine. De asemenea, acesta a afirmat că nici structurile patronale nu funcționează în mod adecvat, sublinierea eficient. De asemenea, în opinia lui Cristian Popa, fost vicepresubliniere al Băncii Europene de Investiții, cel mai plauzibil scenariu al unei noi crize este o corecție brutală, fie pornit din datoriile substanțiale care există acum, fie din supraevaluarea precurilor pentru capitaluri. Potrivit sursei citate, această criză ar putea avea drept consecință o aversiune la risc, incluzând toate țările emergente printre care sublinierea România, care poate să fie lovit într-o măsură mai mic sau mai mare. Efectul în România depinde de reziliența construit până în acel moment, printr-o combinație de depreciere care poate fi contracarat în mare parte de Banca Centrală, simultan cu o cresubliniere a costului capitalului, atât pentru stat cât sublinierei pentru afacerile private, a spus Popa. Cristian Popa a adugat că România este o țară în care necesarul brut de finanțare la nivel anual este de 9 din PIB, iar în momentul în care aversiunea de risc crește subliniere major capacitatea de a împrumuta la costuri pe care le pot suporta bugetul statului sublinierei firmele devine mult mai limitat.